Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint dezvăluiri ale jurnalistului de investigații Ben Fulford despre planurile ascunse ale ocultei și societăților secrete și legăturile acestora cu asiaticii, în special cu nord-coreenii și japonezii. Iată ce scrie autorul pe site-ul său. După ce societățile secrete asiatice au vizat elita criminală occidentală, a izbucnit o furtună totală între societățile secrete. Multe dintre aceste societăți au funcționat de-a lungul mileniilor și, în cea mai mare parte, rămân latente. Acum, toate au prins viață și și-au mobilizat membrii. Am experimentat acest lucru în mod direct, pe măsură ce membrii lor s-au apropiat de mine sau au încercat să mă distrugă. Declanșatorul real al acestui fapt a fost un interviu pe care l-am avut cu David Rockefeller la sfârșitul anului 2007. Rockefeller ajunsese în Japonia pentru a promova o versiune în limba japoneză a autobiografiei sale. Ca parte a acestei promoții, unii bărbați în negru au ajuns la o librărie mare și au închis toate ieșirile înainte ca Rockefeller să apară și să se pună la dispoziție pentru a-și semna cartea. Cineva a făcut o fotografie a acestui eveniment și mi-a trimis-o cu nota Rockefeller este în oraș. În calitate de corespondent străin de lungă durată în Japonia, știam că persoanele de genul lui stăteau de obicei la Hotel Okura de vis-a-vis de ambasada SUA. Așa că am așteptat până la ora 22 când m-am gândit că operatorii săi ar fi părăsit camera, dar el era încă treaz. Am sunat la tabloul central și am întrebat de David Rockefeller. Am fost pus direct în legătură cu el. I-am spus cine sunt și originea mea și i-am cerut un interviu. El a fost de acord. Acest interviu a avut loc în dimineața următoare. Cu toate acestea, faptul că am putut contacta direct șeful Comisiei Bilderberg al Consiliului pentru Relații Externe și Comisiei Trilaterale, la scurt timp după ce societățile asiatice i-au amenințat pe membrii acestor grupuri, au informat lumea că acesta a fost adevăratul acord. Bătrânii Sionului, adică Rothschild și lacheii lor, l-au trimis pe Michael Greenberg, omul cheie pe care l-au folosit pentru a controla politicienii japonezi, să viziteze șefii societății secrete asiatice din Japonia. Greenberg le-a spus că sunt cu o femeie dependentă de amfetamine și că ar trebui să mă ucidă. Când asiaticii m-au confruntat cu acest lucru, le-am sugerat să o rog pe fosta mea soție sau pe orice altă femeie cu care am fost intim să confirme că este o calomnie completă. Acesta a fost primul indiciu pe care intenționau să-l folosească pentru a mă distruge. În această perioadă s-a apropiat de mine Sasha Zarik, alias Alexander Romanov. Zarik a spus că a fost trimis de un grup cunoscut sub numele de Gnostic Illuminati. El a spus că și-au urmărit rădăcinile cel puțin până la matematicianul grec Pitagora. Gnosticii Illuminati au spus că au cercetat primii 6.000 de genii din fiecare epocă și că s-au opus regulii liniei genealogice. Ei susțin că au provocat revoluțiile americane, franceze și ruse. Zarik mi-a spus că își câștiga existența ca traficant de droguri, că a fost chemat la Pattaya, Thailanda, unde i s-a arătat o armă nucleară de 500 de megatone, despre care i s-a spus că este una dintre cele patru care au fost furate din submarinul rus Kursk, când a fost scufundat în anul 2000. I s-au arătat 70 de kilograme de marihuana și i s-a spus să introducă toată această cantitate în Japonia. Zarik mi-a prezentat o parte din marihuana și a spus că dacă nu-l voi prezenta gangsterilor japonezi, voi fi ucis. El a spus că dacă fac introducerea, mi se vor oferi $10.000 pe lună drept comision. I-am spus lui Kawase Takamasa din Poliția Militară Japoneză despre acest lucru. Mi-a spus că este o capcană și să stau departe de ea. El a avut dreptate. În această perioadă, potrivit surselor mele din MI6, fostul prim-ministru Tony Blair din Marea Britanie se lăuda că sunt pe punctul de a fi închis pentru acuzații de droguri.
Zarik a început să-și piardă mințile. Cu toate acestea, se pare că a fost și agent pentru Serviciul Secret de Informații Australian. În jurul anului 2010, el mi-a spus că arma nucleară care i se arătase în Thailanda a fost introdusă de contrabandă în Japonia și a fost localizată la Hinode, Tokyo, pe proprietatea fostului prim-ministru japonez Yasuhiro Nakasone. Zarik a devenit denunțător și s-a dus la ambasada Australiei la Tokyo pentru a trage alarma, avertizând că Japonia va fi lovită cu un atac nuclear terorist. Se pare că Rudd a încercat să acționeze pe baza acestor informații și a fost forțat să demisioneze din funcția de prim-ministru de către Consiliul Rezervei Federale, potrivit surselor ASIS. Mai întâi să aruncăm o privire la ce s-a întâmplat cu oamenii din societatea secretă asiatică pe care i-am întâlnit prima dată. După ce întreruperea banilor asiatici a provocat criza Lehman și o prăbușire economică bruscă în Occident, societatea secretă asiatică a încheiat un acord în spatele meu cu Rockefeller și Bush. Li s-a spus că Barack Obama, un negru, va fi făcut președinte al Statelor Unite și că totul se va schimba. Din acest motiv a fost încheiat un acord secret prin care Rezerva Federală a cumpărat 700 de tone de aur de la un regal asiatic pe nume Johannes Riady. Lord James Blackheath a detaliat acest lucru Camerei Lorzilor Britanice. Conform informațiilor de la Lord Blackheath și alții, 700 de tone de aur au fost folosite de Alan Greenspan de la Federal Reserve pentru a emite 750.000 de tone de obligațiuni garantate cu aur. Acest lucru a creat 23 de miliarde de dolari, care au fost folosiți pentru finanțarea regimului Obama. Chinezii au primit Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 și mulți oficiali au primit bani din petrolul irachian ca parte a recompensei pentru participarea la această fraudă. În acel moment, reprezentanții societății secrete asiatice și-au retras protecția pentru mine pentru neascultare. Ninja Shiramine mi-a spus atunci că sunt pe punctul de a fi ucis. Contactul meu de rang înalt din bandele japoneze Yakuza mi-a spus de asemenea că am fost oficial sancționat și destinat morții. Prin urmare, am fost forțat să merg la sediul celei mai mari bande Yakuza japoneze, Yamaguchi Gumi, și să folosesc un megafon și o serie de dosare de asigurare incriminatoare pentru a-i convinge să mă protejeze. La acea vreme, Leo Zagami s-a prezentat în Japonia să mă viziteze. Zagami a mai spus că îi reprezintă pe Illuminati. Cu toate acestea, versiunea sa despre Illuminati a fost descendenții împăraților romani. El a spus că și-a urmărit rădăcinile în urmă cu 26.000 de ani și au avut acces la tehnologia antică deținută de supraviețuitorii marilor inundații post-glaciare de acum 14.000 de ani. Mai sunt multe, dar practic mi-a spus că au dat ordine mafiei și Vaticanului. El a demonstrat acest lucru spunând că îl vor concedia pe Papa Benedict al XVI-lea și pe premierul italian Silvio Berlusconi, ceea ce s-a și întâmplat ulterior. Am fost invitat să vizitez masonii P2, Propaganda Due, din Italia. Aici am întâlnit mulți politicieni, universitari, tipuri de mafioți și alții. Mi s-a arătat de asemenea o tehnică care le permite să proiecteze imagini cu o lățime de 25 de mile pe cer, proiectul Blue Beam. Zagami m-a trimis apoi la Milano pentru a-l întâlni pe Vincenzo Mazzara, un cavaler al Ordinului Teutonic și cea mai înaltă legătură pe care a avut-o Zagami. Când Mazzara m-a întâlnit, m-a întrebat dacă poate fuma un trabuc. Apoi și-a petrecut ziua suflând fum din acel trabuc spre mine. Oricum m-a dus la Duomo din Milano, unde mi-a arătat vitralii care înfățișau soarele negru. Mi-a arătat și o sculptură a unei cruci cu un șarpe înfășurat în jurul ei. El a spus că aceștia erau zeii lor și le-au dat instrucțiuni contactându-i prin unde gamma.
Vă rog să înțelegeți că doar îi citez și nu spun că cred că ceea ce mi-au spus este adevărat. Ceea ce știu este că în noaptea aceea, plămânii mi s-au contractat și aproape că am murit. Cu toate acestea, am supraviețuit și când l-am sunat pe Mazara, a doua zi dimineață, pentru a întreba de ce nu a venit să mă întâlnească, a sunat surprins și a izbucnit: ești încă în viață? M-am întors în Japonia bolnav, dar mi-am revenit. La scurt timp după acea vizită, infamul incident Chiasso a avut loc pe 3 iunie 2009. În acest incident, obligațiuni în valoare de 134,5 miliarde de dolari au fost furate de doi diplomați japonezi sau reprezentanți ai familiei Dragon, Akihiko Yamaguchi și Mitsuyoshi Watanabe. Mai târziu, continuă Ben Fulford, i-am cunoscut pe Watanabe și pe Yamaguchi. Watanabe mi-a spus că a fost trimis de împăratul Japoniei să încaseze obligațiunile pentru a finanța un tunel între Japonia și Coreea. Yamaguchi a spus că și-a luat legăturile dintr-o grămadă pe care fostul vicepreședinte american Dick Cheney a considerat-o autentică. Yamaguchi a vrut să le introducă într-un program comercial pentru finanțarea activităților caritabile. În orice caz, poliția financiară italiană a predat obligațiunile confiscate către Neil Kinnon, care se pare că conducea divizia CIA din Europa de Est. Kinnon le-a predat apoi unui banchier din Vatican, numit Daniel Dal Bosco. Dal Bosco a luat legăturile cu Partidul Comunist Chinez și cu Comitetul de Finanțe al Senatului Statelor Unite ale Americii, fără rezultat. La acea vreme, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, s-a prezentat și i-a oferit lui Dal Bosco 100 de milioane de dolari pentru ca totul să dispară. Obligațiunile au fost returnate în cele din urmă lui Kinnon, care a fost ucis câțiva ani mai târziu și înlocuit de un impostor. Un reprezentant al familiei Dragon, regalitate asiatică, a declarat ulterior că Kinnon nu a fost niciodată autorizat să răscumpere aceste obligațiuni. De asemenea, este interesant faptul că la 6 iunie 2009, la 3 zile după incidentul Chiasso, am fost înjunghiat cu un ac otrăvitor în fața mai multor martori de către un agent nord-corean pe nume Okubo Mutsuaki. În ciuda acestui fapt, poliția japoneză a refuzat să investigheze, iar colegii mei de la clubul corespondentului străin din Japonia au refuzat să mă lase să vorbesc despre asta cu presa occidentală. Am supraviețuit pentru că prietenii colegului meu ucis, Christopher Story, alias Edward Harl, m-au sfătuit că dacă iau câte un gram de vitamina C la fiecare 6 ore și 5.000 de unități internaționale de vitamina D zilnic, aș putea contracara efectele otrăvii. Am supraviețuit doar pentru a afla în timp real cum a fost furată arma nucleară din Kursk și folosită pentru a declanșa uciderea în masă nucleară de la Fukushima și tsunamiul din 11 martie 2011. Acest atac și amenințările ulterioare de a scufunda Japonia în mare m-au făcut în cele din urmă să realizez că avem de-a face cu psihopați care au ucis în masă la cele mai înalte niveluri ale puterii mondiale. După evenimentul uciderii în masă din Fukushima din 11 martie 2011, Rothschild a trimis un reprezentant pentru a explica de ce Fukushima a fost atacat. El a spus că intenționează să-și mute sediul asiatic din Tokyo, Japonia, în Coreea de Nord. Pentru a realiza acest lucru, intenționau să mute 40 de milioane de japonezi din Tokyo în Coreea de Nord. Mi-au arătat chiar o hartă a zonei lor industriale planificate acolo. Premierul Kan Naoto, care se afla la putere în momentul atacului, a declarat într-o conferință de presă plină la Clubul Corespondenților Străini din Japonia că a fost încurajat să evacueze Tokyo în urma atacului. Niciun singur post media corporativ nu a raportat acest lucru. Celălalt lucru care s-a întâmplat a fost că, imediat după 11 martie, ministrul israelian al criminalității Benjamin Netanyahu l-a sunat pe primul ministru Kan și a spus că dacă Japonia nu va preda 7 trilioane de dolari în valută,
atunci arme electromagnetice vor fi folosite pentru a provoca muntele Fuji să erupă. Cu toate acestea, în acel moment s-a întâmplat ceva neașteptat. Sute de cutremure au lovit insula Atlantică la Palma, imediat după 11 martie. Exista un pericol foarte real ca aceasta să se prăbușească în ocean și să provoace un tsunami de 100 de metri, care să lovească coastele sud-estice ale Statelor Unite și cele europene. Cutremurele s-au oprit numai după ce armata Statelor Unite a contactat Societatea Dragonul Alb și a promis că nu vor mai fi permise alte atacuri împotriva Japoniei. Cu toate acestea, mafia cazară cu sediul în Elveția a reușit să reimpună un prim-ministru sclav în Japonia. Abe Shinzo a fost pus în funcțiune printr-o alegere frauduloasă. Ulterior a fost invitat să fie vorbitor principal la adunarea oligarhilor occidentali din Davos, Elveția. La Davos, Abe a declarat comunității internaționale că China era ca Germania înainte de primul război mondial. La ce se referea el era un plan al lui George Bush Senior pentru ca G7, Rusia și Japonia să se alăture și să atace China. Planul era de a împărți China în 5 sau 6 țări separate pentru a preveni ca aceasta să fie din nou o amenințare pentru puterea mafiei cazare. Abe a înființat un guvern deschis fascist și a continuat să desfășoare o acumulare militară masivă și secretă pentru a participa la invazia planificată de Bush în China. O cantitate imensă de echipament militar a fost depozitată în secret în regiunea Kumamoto din Japonia, cea mai apropiată de China. În același timp, Abe a înființat o instalație de război biologic deghizată în școală veterinară. Cu toate acestea, invazia planificată a Chinei a fost anulată deoarece atât Rusia cât și Pentagonul au refuzat să meargă împreună. Pentagonul a făcut un joc de război simulând un atac asupra Chinei și rezultatul final este întotdeauna același. Războiul devine nuclear. 90% din omenire moare și emisfera nordică a planetei devine nelocuibilă. În 2016, o serie de cutremure misterioase, fiecare centrat exact pe o bază militară japoneză, a distrus acest echipament. Toate seismografele cutremurului au indicat că sunt cutremure artificiale. De asemenea, Abe a fost otrăvit în secret și i s-a spus că dacă nu va merge împreună cu China, nu va putea primi antidotul, spun surse din Societatea Secretă Asiatică. În același timp, Societatea Dragonul Alb a ajuns la facțiunea de încălzire globală a elitei occidentale. Dacă vă amintiți, alegerile prezidențiale americane din 2000 au fost un concurs între facțiunea de încălzire globală sub Al Gore și facțiunea nazistă a celui de-al patrulea Reich sub conducerea lui George Bush Senior. Facțiunea încălzirii globale, centrată în jurul reginei Elisabeta, credea că mediul înconjurător ar putea fi salvat punând o taxă pe carbon și folosind banii pentru a plăti țările lumii a treia pentru a-și păstra pădurile. Facțiunea nazistă a vrut să omoare 90% din populația globală. Există un scriitor care are o înregistrare pe bandă a unei invitații de a se alătura acestei facțiuni. Ei au spus că pentru a păstra mediul înconjurător este necesar să se elimine consumatorii inutili. Aceștia erau oameni ca fermierii de subzistență care își puteau hrăni familiile, dar nu lucrau la fabricile care fabricau lucruri. Ei au spus că războiul nu a ucis destui oameni, astfel încât să folosească foamea și bolile pentru a atinge acest obiectiv. Acesta este motivul pentru care administrația Bush Junior a înființat fabrici de arme biologice în întreaga lume. În același timp au subvenționat fermierii din țările dezvoltate pentru a-și folosi cerealele pentru a produce biocombustibil în loc de alimente. Cu toate acestea, planurile au eșuat, deoarece niciuna dintre armele lor biologice nu a reușit să omoare miliarde de oameni. Încercarea de a muri de foame a fost oprită și după ce cei din interior au suflat și au explicat că subvențiile pentru biocombustibili cauzează crize de foamete în 33 de țări.
Acest lucru a pus capăt acestor subvenții. O scrisoare a fost trimisă prin intermediul pungii diplomatice de la Ambasada Marii Britanii la Tokyo, către regina Elisabeta, prin care îi se cerea binecuvântarea pentru o campanie similară cu cea a celui de-al treilea război mondial. Dar de data aceasta, inamicul va fi sărăcia, distrugerea mediului și orice altceva care va chinui această frumoasă, dar fragilă planetă pe care o împărtășim cu toții. Ulterior, o serie de țări, precum Anglia, Germania, Franța, Canada, Elveția și Italia, au decis să se alăture băncii asiatice de investiții în China din Asia. Inițiativa chineză pentru centuri și drumuri de mai multe miliarde de dolari a urmat acest lucru. Banii au fost cheltuiți pentru construirea de autostrăzi, porturi, școli, căi ferate, spitale, poduri și alte astfel de infrastructuri din întreaga lume. Japonia și Statele Unite au fost singurele țări importante care s-au reținut de la această inițiativă. Au numit-o capcana datoriei chineze. Cu toate acestea, a pus în mod clar facțiunea nazistă a lui Bush în defensivă. Celălalt lucru care s-a întâmplat în 2016 a fost că Gnostic Illuminati au decis să formeze o alianță temporară cu comunitatea britanică pentru a împiedica pe Hillary Clinton să devină președinte al Statelor Unite. O întâlnire a avut loc în Antarctica în ziua alegerilor din 8 noiembrie 2016, la care au participat Skull and Bones, John Kerry și mulți alți membri ai elitei occidentale secrete. Am intervievat două persoane care au fost prezente la acea întâlnire. Aceste persoane spun că s-a luat o decizie de a schimba alegerile, astfel încât învinsul desemnat Donald Trump să fie ales președinte cu chiar voturile destinate lui Hillary Clinton. Acest lucru a fost realizat după ce, printr-o luptă între forțele speciale de la baza subterană de lângă aeroportul Denver, au preluat alegerile furând computere în numele forțelor lui Trump. Este interesant de observat că în alegerile din 2016, lucrurile păreau că merg pe drumul lui Clinton și apoi s-au răsturnat brusc și au mers pe drumul lui Trump. Opusul s-a întâmplat când forțele naziste s-au regrupat în jurul proxy-ului Rockefeller, Joe Biden, în 2020 și au transformat o adevărată victorie a lui Trump într-o victorie frauduloasă a lui Biden. În orice caz, Trump a devenit președinte al unei națiuni aflate în faliment și într-adevăr a putut face foarte puțin în acest sens. Cele 23 de miliarde de dolari strânse pentru Barack Obama se epuizaseră. Donald Trump a încercat multe lucruri, inclusiv tarifele, pentru a încerca să schimbe situația. Amintiți-vă că a spus lucruri precum că China va cumpăra bunuri în valoare de 200 de miliarde de dolari în fiecare an. De asemenea, a încercat fără succes să preia cele mai mari rezerve de petrol din Venezuela și s-a oferit să cumpere Groenlanda. Cu toate acestea, o națiune cu un PIB de aproximativ 20 de trilioane de dolari și peste 200 de trilioane în datorii și datorii nefinanțate, nu are cu adevărat de ales decât să falimenteze. Guvernul american are termene de plată externe în fiecare 30 septembrie și 31 ianuarie. În septembrie 2019, Statele Unite au reușit să evite falimentul doar prin furtul Fondului Național de Pensii al Japoniei. În ianuarie 2020, nu au reușit să-și facă plățile. Li s-a acordat o perioadă de grație de 2 săptămâni, care durează până la 16 februarie 2020. Dar nici așa nu au putut să-și facă plățile. Atunci s-a dezlănțuit iadul, așa cum știm cu toții, pandemia. Așadar, mafia Cazara a fost forțată să recurgă la planul B. Au continuat cu legea marțială medicală și au început să redenumească gripa, răceala obișnuită, pneumonia și tuberculoza și tot felul de alte decese ca fiind din cauza noii pandemii. În același timp, aceștia și-au folosit accesul la tipografiile de bani fiat,
pentru a plăti sume uriașe de bani medicilor pentru a diagnostica noi bolnavi. Mafia cazară și-a folosit de asemenea mass media corporativă pentru a răspândi frica de pandemie non-stop. Ceea ce s-a întâmplat acum este că guvernul secret al Occidentului a fost expus prin această campanie. Armata, poliția și agențiile de informații din lume au început un contraatac. Prieteni, acestea sunt informațiile incredibile pe care ni le oferă Ben Fulford din sursele sale. Nu știm cât de certe sunt, dar așa cum a menționat și Ben Fulford, acesta a relatat doar ceea ce a auzit și a văzut cu proprii ochi. Vă las pe voi să trageți concluziile. Sunt Claudia și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!